Bun găsit, dragi telespectatori, Apolonia TV, la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul Crucii. În viața noastră deseori întâlnim persoane care ne marchează, care ne influențează, care ne inspiră. Vă propun, cel puțin o dată pe lună, să discutăm despre astfel de persoane care au influențat într-un fel viața diecezii de Iași, viața anumitor persoane din dieceza de Iași. De aceea căutăm să descoperim cine au fost aceste persoane și vă propun pentru început să discutăm despre părintele Ștefan Erdeș, fost decan de Bacău, Bacău Centru. Și vom face acest lucru alături de invitații mei. Le spun bun venit părintele Alois Moraru, cercetător istoric și paroh în parohia Sfântul Anton de Padova din Târgu Frumos. Bine ați venit, părinte! Bine v-am regăsit! De asemenea, alături de noi este și părintele Iosif Dămătăr, decan de Bacău Sud, paroh în parohia Sfântul Mihail din Valea Mare și responsabil al oficiului pentru cler din dieceza de Iași. Bine ați venit, părinte! Bun găsit și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de toți telespectatorii Apolonia TV. Mă bucur că ați acceptat invitația mea. Nu e prima dată când avem emisiuni împreună. De data aceasta tema s-a schimbat și vorbim despre părintele Ștefan Erdeș. Vom vedea de ce părintele Iosif a venit în această ediție, dar pentru început aș dori să-l întreb pe părintele Alois. Cine a fost părintele Ștefan Erdeș? Cum l-ați descrie în câteva cuvinte? Doar în câteva cuvinte, pentru că despre fiecare preot putem avea o biografie destul de lungă. Părintele este cunoscut de mulți și sper că și mulți dintre cei care ne urmăresc își vor aminti acum anumite aspecte din viața lor, întâlnirea cu părintele, poate modul în care l-au văzut la Sfintele Liturghii, mai ales la Bacău, unde a avut o activitate destul de lungă, într-o 1979 și până când a murit, în urmă cu 12 ani, dar dânsul provine din Butea, o comunitate binecuvântată de Dumnezeu cu mulți preoți și s-a născut acolo în ziua de 22 ianuarie 1939. Era firesc, primii ani să-i petreacă acolo și la școală. Suntem în perioada în care se făceau 7 clase, așa era sistemul, după aceea a venit sistemul de 8 clase și influențat de părintele Gheorghe Peț, care era paroh acolo, ajunge la seminar. Era o perioadă destul de tulbure și, prin urmare, trebuia să meargă la Alba Iulia, pentru că acolo era singurul seminar pentru catolicii din România. Suntem după anul 1948 și știm prea bine au fost suspendate cursurile seminarului din Iași și apoi s-a redeschis seminarul interdiecezan de la Alba Iulia, la care au mers și elevii care ar fi vrut să urmeze cursurile la Iași. Erau acolo și mai mulți preoți originari din Moldova și care i-au ajutat pe cei de acolo să învețe limba română, pentru că suntem la Alba Iulia, în ținut de limba maghiară, unde cursurile erau în limba maghiară, iar apoi filozofia și teologia se făcea în limba latină. Așa era practica la vremea respectivă și de aceea tânărul Ștefan Erdeș merge la Alba Iulia, dar apoi vine împreună cu ceilalți colegi la Iași, unde rând pe rând urmează formarea teologică, formarea umană în virtutea sfințirii ca preot, ceea ce se realizează în anul 1963. A fost hirotonit tot la Alba Iulia, pentru că acolo era episcop, Iașul încă nu avea episcop în 63 și de aceea au mai durat câțiva ani până când ajunge episcop Petru Pleșca, care a primit această binecuvântare și această numire din partea Sfântului Scaun, tocmai, sau printre motivații, tocmai pentru a-i sfinți și pe absolvenții seminarului de aici. Și abia din 1966 preoții au fost hirotoniți la Iași, iată, de către episcopul Pleșca. Așadar, face parte din seminariștii care s-au format și la Alba Iulia și la Iași și a fost hirotonit preot acolo la 23 aprilie de către episcopul Marton Aron. Activitatea pastorală și-a desfășurat-o în dieceza de Iași și primul loc de apostolat a fost tocmai la Târgu Trotuș, unde a fost vicar între 1 septembrie 1963 și 1 ianuarie 1964, așadar o perioadă scurtă pe care o petrece acolo și este trimis apoi într-o comunitate vecină la Oituz, unde activează o perioadă lungă de 4 ani și câteva luni, vorbind de perioada dintre 1 ianuarie 1964 și 1 martie 1968. Apoi se încredințează conducerea și pastorală și administrativă a parohiei Cireșoaia. Oituzul și toată zona aceea are un caracter aparte și de aceea s-a integrat foarte bine pastorația comunității din Cireșoaia de pe Valea Slănicului, unde a fost paroh o perioadă de 7 ani, între 1968 și 1 mai 1975. Apoi primește ca misiune să fie paroh la Lespezi
și cu activitate deosebită, aceea de a ridica o biserică. Și nu e oricare biserică. Cei care cunosc biserica din Lespes știu că este un monument arhitectural și, într-adevăr, părintele Ierde s-a zbătut foarte mult și iată a reușit să pună bazele bisericii de acolo, întrucât la, în 1979, de la 1 ianuarie, a fost numit paroc și apoi decan de Bacău. Și aici a rămas foarte mult timp, pentru că până s-a pensionat în anul 2005, îl găsim la Bacău. Și apoi s-a pensionat și știm prea bine că încet, încet, și activitatea și bolile și toate acestea îl duc către moartea, care a survenit în ziua de 7 octombrie 2012. Iată așadar, avem 12 ani deja de când părintele Ierde și-a trecut în lumea cealaltă. Sigur, sunt multe de povesti, dar vom mai avea timp să intrăm și pe anumite segmente de activitate. Cu siguranță vom avea timp, abia am gustat puțin din istoria acestui preot, de aceea căutăm să punctăm anumite lucruri. Deci s-a născut în 1939 și a murit în 2012. A fost sfințit preot în 1963. Așadar, un arc de timp de aproximativ 70 de ani, în care părintele, iată, a ieșit în evidență, vom vedea pe parcursul acestei emisiuni și anumite mărturii ale persoanelor cu care s-a întâlnit. Dar până atunci spuneam la începutul discuției noastre că părintele Iosif Dămătăr nu întâmplător este astăzi în platoul nostru, pentru că părintele este rudă cu părintele Ierdeș. Și de aceea aș dori să vă întreb, părintele Iosif, care e prima amintire pe care o aveți cu părintele Ștefan Ierdeș? În copilărie ne adunam o dată pe an la casa bunicilor. În luna februarie se aniversa cununia bunicilor și mereu venea și părintele Ierde Ștefan și sora Josefa Ierde și sora mai mare a părintelui Ștefan. Și ne aduna la bunici și mereu ne încuraja și pe noi, nepoții, strănepoții, fiind 13 frați în casă, într-adevăr 11 aveau familie și erau peste 100 de nepoți, strănepoți, care deseori ne adunam la butea și părintele ne încuraja mereu să ducem înainte. Spunea dânsul, nu știe cât mai poate fi apostol, păstor și s-ar bucura din nepoți. Și s-a bucurat să fie părintele Ștefan Demeter, primul nepot preot, Dumitru Gabăr, apoi al treilea nepot am fost eu și apoi încă patru strănepoți, mă uitam pe lista rudelor, care au continuat și strănepoții sunt acum cu toții preoți în dieceză sau unul este și peste hotare. Ne-am bucurat mereu la acele întâlniri pentru că gustam și din bucuriile trecutului. Era o împărtășire, sora Josefa la fel venea cu noutățile ei de la București și ne apropia de Dumnezeu, voiau să transmită din comoara spirituală pe care o aveau dânsii. Ca persoană, cum l-ați perceput? Văzând un o somitate, o persoană cu totul deosebită, dar când era în familie, cum l-ați perceput? Era de totdeauna popular, câteodată încerca să imite pe mama Muniga, era cu 2 ani mai mare ca el și l-a ținut de mână mereu când erau copii, vor fi și niște fotografii la un moment dat, avea 2 ani părintele Ștefan când s-a făcut o primă fotografie care a fost așa cu toată familia, doar un frate mai mare, Carol, era la război atunci și n-a putut fi în acea fotografie. Și când ne adunam, era popular mereu și râdeau și ceilalți când încerca și dânsul să imite pe surorile lui care vorbea așa ca la țară, dar se simțea mereu bine. Câteodată, într-adevăr, când se apropia ora, spune, eu sunt decan și am multe responsabilități, merg din timp ca să ajung la programul meu. Am apreciat la el, într-adevăr, acest spirit de punctualitate ca să nu deranjeze programul și mereu și această încurajare pe care ne-o transmitea să fim și noi poate într-o zi apostoli. Am ținut să pun această întrebare tocmai pentru a vedea umanitatea lui, pentru că mulți dintre noi, dintre cei care ne urmăresc, poate l-au cunoscut în mod oficial, l-au cunoscut la Bacău, l-au cunoscut la Lespes și voiam să vedem care și o latură umană, că poate fi popular după cum spuneați. Părinte Alois, pentru ce este cunoscut părintele Ștefan Ierdeș? De multe ori se spune că ies în evidență construcțiile. Și sunt preoți care de multe ori poate afirmă, eu dacă n-am construit nimic în viața mea, să spunem, chiar nu mă mai pomenește nimeni. E adevărat că părintele a avut acest dar de a fi constructor și pe unde a umblat multe lucruri a făcut și de aceea încă din perioada cât era la Oituz,
s-a interesat foarte mult de filialele care erau la vremea respectivă. Oituzul era o parohie întinsă și cine cunoaște zona știe comunitățile de acolo, începând de la Pârgărești, apoi Satul Nou, Bahna, Nicorești. Și iată, în aceste comunități părintele s-a implicat, mai ales la Pârgărești și apoi și la Satul Nou, unde trebuiau renovate bisericile, unde trebuiau făcute și case parohiale. Sunt multe de povestit, mai ales la Pârgărești, pentru că acolo au fost multe tensiuni și părintele, având și un stil diplomatic mai deosebit, a reușit să împace câteva, să spunem așa, linii ale enoreașilor de acolo. Sigur, suntem și perioada în care erau și foarte mulți influențați de securitate, mulți care voiau să pună pedici dezvoltării cultului, biserici și așa mai departe, dar părintele a avut strategia necesară ca să deblocheze aceste lucruri. Apoi s-a implicat la Lespez și acolo toată lumea știe, chiar dacă a fost o perioadă destul de scurtă pentru un paroh, nu ce a făcut acolo cu biserica, cu casa parohială, într-adevăr au rămas marcate până azi și cel mai mult la Bacău. Da, ne amintim perioada lungă de la Bacău și cu multe biserici în lucru acolo, da, biserica din centru, apoi Biserica Fericitul Ieremia, Biserica Sfânta Cruce, începute în acea perioadă, chiar dacă s-au înființat după aceea comunități de sine stătătoare, părintele Ierdeș era considerat ca tată la celor comunități, sau cum se spune mereu, se fac referință la Biserica Mamă, și fiind și decan, i-a ajutat pe preoții care au lucrat acolo și sunt biserici monumentale, le cunoaștem prea bine și oricine vrea să-l vadă pe Părintele Ierdeș și suficient să meargă la Biserica Sfinții Petru și Paul și deja poate să-și închipuie câtă muncă a fost acolo. Sigur, după aceea este meritul Părintului Dâscă că a finalizat și a lucrat destul de frumos acolo, dar totul este, iată, și cred că și n-a spus neapărat graba de a sfinți biserica, nu, într-adevăr lasă pentru toți așa o amintire frumoasă despre Părintele Ierdeș. Apoi să ne amintim de celelalte aspecte la care Părintele a colaborat foarte mult, să ne amintim de Casa Asumționiștilor de la Izvoare, da? După aceea mai sunt la Barațe, casa de acolo, Casa Surorilor, toate, iată, sunt sub oblăduirea acestui părinte și mai sunt preoți care spun cât de mult m-a ajutat Părintele Ierdeș ca să îmbăsească o echipă de specialiști, ca să mijloacească niște fonduri, ca să îl îndrume pe... Dar nu toți aveau stofă de constructor, dar părintele cred că a avut o asemenea menire și o asemenea alură și a reușit, iată, să fie disponibil ca să-i ajute pe preoți. Și de aceea este un aspect care se vede și care rămâne. Și bisericile rămân generații și generații. De aceea, despre Părintele Ierdeș, cred că se va vorbi mereu în legătură cu aceste construcții. Apoi să nu uităm amintirile și iată avem amândoi această broșură care ne rămâne ca o carte de amintiri ale unora dintre aceia cu care Părintele Ierdeș a lucrat. A avut 32 de preoți vicari. Adică pentru noi ca paro care am avut 10 vicari, să spunem, la Părintele 32 și e greu să lucrezi într-o comunitate mare cu mai mulți preoți colaboratori, cu multe, multe probleme și să ne amintim de toate provocările dinainte de Revoluție și apoi ce a însemnat pentru dieceza noastră perioada 1990-95, perioada de organizare, perioada de implementare a multor proiecte, perioada de, a spune eu, și de aducerea istoriei în actualitate, pentru că am avut după aceea, să spunem, de a face cu Bacăul și în perioada în care făceam cercetări istorice și am scos în evidență comemorarea sau aniversarea a 400 de ani de la înființarea Episcopiei de Bacău. Sigur, mai era părintele paroh, dar era mereu prezent la Bacău, chiar dacă o perioadă a mai locuit și la Fericitul Ieremia și după aceea a venit din nou la parohia și acolo a muncit mult la blocul pe care știm noi la Bacău, casa parohială de acolo, la fel a lucrat foarte mult la sistematizarea acelei scări de bloc pentru ca să fie acolo spații adecvate la tot ce înseamnă, să spunem, necesitatea de a avea birouri, sufragerii și toate activitățile plus spațiile de loc pentru mulți preoți care și surși personal auxiliar care deservea parohia din Bacău, cea mai mare din dieceză și în trecut și în prezent. În timp ce povestea toate aceste lucruri pentru ce este cunoscut Părintele Ierdeș,
Mă gândeam că telespectatorii noștri, cei care ne urmăresc și sunt din zona Bacăului, cu siguranță s-au întâlnit cu părintele, cu siguranță știu toate aceste lucruri, dar noi prin aceste emisiuni, prin aceste discuții pe care le avem, căutăm să îl prezentăm la un nivel mai larg. Poate sunt telespectatori care ne urmăresc de la Suceava, de la Galați, care poate au auzit doar întâmplător. Iată că prin aceste emisiuni reușim să promovăm tocmai aceste lucruri frumoase pe care le-a făcut părintele. Spuneați că s-a implicat mult în construirea lăcașurilor de cult, a ajutat persoane, a fondat noi comunități și a fost aproape de oameni. Și vom vedea din mărturiile pe care le-am pregătit, vom vedea ce a însemnat pentru aceste persoane întâlnirea cu părintele Ștefan Erdeș. După ce am vorbit, i-am prezentat istoricul, am văzut puțin din mărturia părintelui Iosif cum era acasă. Eu vă propun acum să și vedem cum arată părintele Ștefan Erdeș, să vedem și niște poze din fotografii din copilărie și de durata vieții lui. Și în acest timp îl rog pe părintele Iosif să ne vorbească despre acele imagini și bineînțeles să ne spună cât de mult v-a influențat exemplul părintelui în viața personală, în vocația personală. Eu rog pe colegii mei dacă pot rula fotografiile, părinte Iosif. Da, aici era deja seminarist, prin vacanțe se mai adunau și la parohie mai veneau oaspeți la Butea. Iată, și aici tot fotografie din timpul seminarului. Cred că vom mai avea ceva și de parcurs. Iată, apăreau bicicletele și circula prin vacanță. Asta cred că e una din primele fotografii când era copil micuț. Așa, uneori mergeau la Roman la fotografie așa cu familia, cu frații. Aici era cu nepotul lui Ștefan Demeter, născut în același an cu el. Interesant. Aici era deja este și părintele Dumitru Gabor, al doilea nepot care a ajuns preot din rudele părintelui Ștefan. Aici era tot din timpul seminarului, colegii ai părintelui Ștefan. Mai ieșeau la vie, mai ieșeau la alte activități. Aici deja la bunici, când se mai întâlneau, era părintele Dumitru Gabor la una din întâlnirile familiei, așa cu o parte din participanți. Aici erau acele șezători de primăvară, se bucura și el, iată și părintele Ștefan Demeter pe lângă părintele Erdeș. Aici deja iarăși o altă fotografie din timpul seminarului, iată și profesorilor acolo. Între Trifa și Celul. Așa, Trifa și de rălei descoperite, iată și aici cu bicicleta, mai mergeau de la o parohie la alta, prin vacanțe, vizitau. Aici deja ne-a invitat odată la Bacău, prin 2010, și iată, din frații lui și fratele Ioan, sora lui Monica. Așa, aici la câmp, în vacanță, a ajutat pe părinți la muncă. Iată, un exemplu și pentru copiii și tinerii de azi, să-și ajute părinții bunicii. Aici ne-a vizitat, în 2011, tata încă trăia. Și-a făcut o vizită în luna martie 2011, cu un an înainte de a trece la Domnul și Părintele Ștefan. Iată, aici și cu Părintele Mitică Gabor, erau ca doi frați, se ajutau mereu. Așa, aici, deja la casa bunicilor, încă trăiau bunicii, deci era înainte de 1980, iată, din surorile părintului. Ei, aici când era la casa veche, era încă în lucru casa bunicilor, Părintele Ștefan în vacanță. Aici s-a bucurat să aibă și 6 nepoate la mănăstire și iată aici la depunerea botorilor de către sora mea Daniela. Aici era, cred că, la Lespezi undeva, într-o vizită, i-a invitat pe părinții lui și mama și mătușă, părintele Mărtinaș și el prezent. Iată aici la vie, munca câmpului. Da, într-adevăr. Amintiri frumoase. Aici la fel cu frații lui mai mari, așa într-o vacanță, înainte de a fi simțit preot. Iată, și aici cu alți colegi, seminariști, în vizită. Părintele cu beretă, asta cine fioare, tot un părinte din vremea respectivă. Aici se cățăra în copac, îi plăcea mișcarea, îi plăcea să meargă la Siret, povestește-l într-o mărturie. Mergea deseori, iată aici. Deja era paroh și episcopul l-a vizitat la un moment dat. Aici la casa bunicilor, la 60 de ani de căsnicie a bunicilor, iată nepoții, bucuroși, aici iarăși părintele Ștefan când era mic, mama mea cu 2 ani mai mare decât el, apăreau în poză deseori împreună. Aici s-a bucurat, ne-am adunat tot, eram 2 nepoți și 2 strănepoți, părintele Gabriel și părintele Cherecheș. Așa, aici la București au făcut o vizită odată la rude de acolo. Așa, aici era în 2011 la Mărgineni, la hram eram acolo.
aici altă fotografie, fie mai veche, cu nepoții pe care i-a adunat deseori și spera să apară consacrat și iată 7 preoți și 6 măicuțe din rudele, nepoți și strănepoți, la fel din adunările anuale ale rudelor, părintele Dancă era și el, erau colegi de clasă, aici iată cu părintele Peț și alți preoți, Dumitru Gavăr, părintele Tama și dascălul de butare numit Mihai Lucaci. Aici părintele Laurențiu Dăncuță l-a apreciat tare mult, era la primiția lui ei și a dat chiar o mărturie frumoasă, l-a avut ca pe un tată. Iată aici cei doi nepoți preoți la jubileu de 60 de ani a bunicilor. Asta e prima poză în care apare părintele Ștefan la 2 ani în dreapta bunicii, iar în stânga era mama mea cu 2 ani mai mare ca el și ceilalți nepoți. Iată părintele Ciril, Vlad și el, coleg de clasă, erau la Culeslavie. Iată, aici din colegilor, asta era pe atunci moda, echipamentele de iarnă, paltoanele. Iată, sora Josefa, deseori se întâlneau, colaborau și sora Josefa, când pregăteam cartea, am luat niște mărturii, într-adevăr, a fost alături de el și în timpul seminarului, trebuia să-l mai ajute, era asistentă la București, așa, și l-a ajutat cu ce putea. Aici o amintire la intrarea în biserică în Bacău. Tu ești preot în veci. Iată și de timpul seminarului, în timpul orelor. Revăzând toate aceste fotografii, cu siguranță se trezesc anumite amintiri. Dacă ar fi să priviți retroactiv, cât de mult a contat exemplul părintelui în formarea, creșterea vocației? E adevărat, deci și preasfințita Aurela apare la Bacău și... Da, cu siguranță, când ne întâlneam, era o sămânță acolo de chemare și în sufletul nostru și simțeam că merită drumul ăsta. Chiar a fost întrebat dacă ar fi să mai mergi la seminar, ați merge și spune cum să nu, aș merge din toată inima. Și la fel și noi, cu drag, am mers pe urmele lui. Cineva întreba cum de-ai intrat la seminar, poate a pus cuvânt părintele ieri, deci zic el, prin anul 2 eram, când m-a întrebat un ce an ești, n-avea timp, era atât de ocupat la Bacău. Și, într-adevăr, s-a bucurat când a aflat că am intrat, a venit la primiție în 1996, era împreună cu părintele Anton Demeter, când s-au căsătorit părinții în 55, i-a cununat părintele Demeter la jubileu de aur, în 2005 era părintele Ștefan bucuros că era alături de frații lui Ion, care s-a căsătorit cu Veronica, și mama Monica, care s-a căsătorit cu Ion Dămătăr, și s-a bucurat să fie alături de frații lui. Iată, la fel, din diverse perioade, din seminar, fotografii. Da, eu zic că îi mulțumesc Domnului că a fost unchiul meu și sora Josefa și ea avea influență mare, tot ne încuraja. Citiți viețile Sfinților, citiți Noul Testament, cum aveam noi pe atunci, că merită să ajungeți și voi preoți, că iată ce frumos lucra părintele Ștefan, părintele Ștefan Demeter, deja era preot Dumitru Gabor și știa dânsa că anii trec și trebuie să duce mai departe lucrarea lor. Am văzut în aceste fotografii și spuneați de acele șezători. Voiam să vă întreb cum erau aceste întâlniri familiare cu părintele. Practic era o zi în care erau împreună frații, nepoții și strănepoții și aduceau și ceva de lucru și povesteau. Venea și sora Josefa de la București cu istoriile de acolo, preoții la fel, cu amintirile lor. Și noi nepoții la fel ne bucuram să auzim, învățam lucruri noi. Sora Josefa vizitase Lourdes, ne-a adus un aparat mic și dădeam acolo click și vedeam imagini de la Lourdes. Interesant. Era o noutate pentru noi. Au început să facă acele tablouri pentru biserici și vreo 20 de ani, până a apărut internetul, erau puse la intrare în biserică. Unii își amintesc probabil. Sora Josefa cu nepoatele ei, măicuțe, lucrau și iată, s-a făcut apostolat și prin asta. Foarte frumos aceste mărturii scot în evidență latura umană a părintelui, dar mulți l-au cunoscut în postura de paroc și decan de Bacău. De fapt, când spui Ștefan Erdeș, prima dată te gândești că a fost decan de Bacău din 79 până în anul 2005. Părinte Aloiz, ce a făcut la Bacău? Cum s-a implicat? Da, am să povestesc un pic rolul decanului până la Revoluție, când trebuia să împace și capra și varza, adică rolul pe care l-avea din partea episcopului, deja era monseniorul Petru Gergel, ca administrator apostolic pentru dieceza de Iași, și apoi multe din impunerile regimului comunist, pentru că se făceau multe întâlniri, să spunem așa, convocate de autoritățile acestea. Erau tematici, lupta pentru pace, dezvoltare, impulsionarea cetățenilor să participe la ridicarea urbei, pentru că Bacău era în expansiune. Apoi aceste
întâlniri căpătau, să spunem, un dublu aspect. Un aspect formativ, pe baza unor principii care veneau sau venea câte un reprezentant de la sediul local din Bacău, care impunea o tematică. Pentru că am avut ocazia chiar de a citi multe, nu erau lucruri rele, dar erau lucruri pentru promovarea spiritului civic, pentru apărare, pentru comunicare, pentru înțelegere. Sigur că de multe ori erau aspecte care depășeau sfera aceasta. Cetățenii duminică să se prezinte la strâns cartofi, cetățenii chiar duminică să nu meargă la liturghie, și atunci căutau strategii. Cum să-i apărăm pe creștini în fața acestor impuneri? Și bine, vom face liturghia dimineața la ora 7, în loc de ora 11. Și atunci veneau cetăți. Și au văzut un pic autoritățile că, iată, aceste strategii ale preoților le dau planurile peste cap. Erau, sigur, și mulți catolici de-ai noștri doar cu numele, care se subordonau ușor acestor norme, dar cei mai mulți voiau să fie creștini și să respecte normele bisericii și poruncile lui Dumnezeu. Iată, aceste întâlniri erau coordonate de părintele decan, care trimitea tuturor preoților câte o convocare. De cele mai multe ori întâlnirea aveau loc chiar la Bacău, pentru că erau spații mai mari, adecvate și supravegheate, ca să folosim acest cuvânt, iar părintele s-a dovedit într-adevăr un om înțelept, pentru că știa să salveze toate. Adică să apere demnitatea creștinului, demnitatea preotului și să-i apere pe mulți preoți, să vedem și acest aspect destul de important, pentru că părintele, fiind în această funcție atât de importantă, să spunem noi, la vremea aceea nu erau atâtea decanate, da? Știam de două decanate, de la Bacău și de la Iași, da? Și după aceea au mai fost înființate și altele, de aceea vedem rolul pastoral pe care părintele decan, ca să vorbim într-o latură mai largă, într-adevăr l-a jucat. Apoi, de multe ori, părintele decan trebuia să rezolve chestiuni de litigiu din comunități, de multe ori între preoți și credincioși. Și atunci tot la părintele decan ajungea. Părintele avea un stil de a merge la fața locului, de a se interesa, de a vorbi, că într-adevăr ca un bun prieten și cu preoții și cu laicii, pentru că voia să găsească o rezolvare cât mai justă a problemelor. Sunt multe file de corespondență pe care părintele trebuie să le redacteze, să le trimite la ordinariat, la Iași, pentru că decanul nu putea să fie și cel care lua decizii. El constata, făcea diferite rapoarte, procese verbale și apoi de la ea și aștepta o rezoluție. În același timp, trebuia de multe ori să rezolve acele chestiuni la care era trimis de către monseniorul și apoi episcopul Petru Gherghel. Apoi, ca decan, trebuia să prezideze de multe ori hramurile în comunitățile din zonă, și era o zonă largă la vremea respectivă. Acum sunt în Bacău 3 decanate. Dar pe vremea aceea era un decanat la Bacău foarte extins. Să nu uităm apoi și de multele aspecte administrative cerute de guvern, de minister, de alte autorități comuniste. Foarte mult descris. Deci, și nu era doar menirea lui, dar pentru el era ceva suplimentar, fiind și protopop de Bacău. Se cerau foarte multe rapoarte, inventare și era o muncă într-adevăr foarte, foarte dură. Și apoi, după ce a început și lucrările la biserici, a fost și mai greu. Și de aceea mulți, într-adevăr, l-au simpatizat, pentru că era un preot disponibil, îl găseai, cred că, și noapte, dacă era nevoie de ceva, și te ajuta. De aceea rămâne, iată, pe lângă ce am menționat, mare constructor, iată, un bun sfătuitor disponibil pentru a ajuta și pe preoții și pe laicii care aveau nevoie. Și să nu uităm că la Bacău, ca și astăzi și în trecut, erau foarte mulți din satele vecine, care veneau cu diferite probleme, voiau direcțiune spirituală, voiau spovadă, voiau poate celebrarea unor binecuvântări, liturghii și așa mai departe. Și era și aspectul de pastorație liturgică. Sigur că aici era ajutat foarte mult de preoții vicari pe care i-a avut, pentru că erau situații în care erau zeci de căsătorii într-o duminică. Erau poate de oficiat multe botezuri, mulți bolnavi. Să ne gândim ce înseamnă luna ianuarie pentru preoții din Bacău cu binecuvântarea familiilor. Și vorbim, iată, de perioadă în care era o singură parohie la Bacău și după aceea comunitatea a crescut până a ajuns pe la 3.000 de familii. Adică vorbim de o muncă istovitoare care și-a lăsat amprente asupra părintelui și totuși era mereu senin și se întreba oamenii de unde atâta putere să zâmbească, să vorbească și să găsească sfaturile înțelepte pe care le dădea tuturor celor care apelau la serviciile sale.
Iată că ușor, ușor ne îndreptăm spre mărturii, spre ce spun alții despre părintele. Deja, Sfinția voastră, ne-ați povestit despre aceste aspecte, mai puțin cunoscute, poate, ce presupune misiunea de decan, nu atât de parul de Bacău, dar și de decan, care presupune mai multe lucruri. Și am reușit să descoperim puțin din activitatea pe care o desfășura și mi-a plăcut că ați încheiat cu toate acestea, având toate aceste lucruri de făcut, era senin și reușea să transmită bună dispoziție și celor din jurul său. Vă invit acum să urmărim anumite mărturii. Mai întâi mărturia părintelui Alois Bulai, căruia a fost paroc, părintele Erdeș, și apoi doamna Tereza Budău, doamnă doctoră din Bacău, care la fel l-a cunoscut pe părintele și au colaborat foarte mult. Apoi, după aceste mărturii, voi da citire și unei alte mărturii scrise de data aceasta din partea doamnei Mariana Cucu din Bacău, dar mai întâi haideți să urmărim mărturia părintelui Alois Bulai. Părintele Erdeș Ștefan l-am cunoscut în 1983, a doua zi după primiția mea. Am fost împreună cu toți colegii la înmormântarea lui Miclăuș Felix. O mare speranță pentru pictură, dar mort în condiții necunoscute. După Sfânta Liturghie am fost chemați la casa parohială și părintele a întrebat cine este Bulai Alois. Și m-am sculat și mi-a spus că tu vei fi vicar la Bacău. Am venit acasă și i-am povestit parohului meu. Și parohul a început să se vaite. Băi, te-ai nenorocit. Ce au ăștia cu tine? Și mi-a repetat treaba asta din mai multe ori, până când în sfârșit am mers la Bacău. Am fost vicar timp de 2 ani și jumătate, aproape 3 ani, la Bacău. A fost pentru mine nu un paroh, a fost un părinte, un părinte atât de profund și atât de apropiat, încât pot să spun că acolo am învățat să fiu preot cu adevărat. M-a primit la început cu suspiciune. Mergea vorba că noi suntem ferențiști. Și el s-aștepta să vadă ce înseamnă asta. Și a stat cam o lună de zile așteptând să vadă o manifestare diferențist și după o lună de zile ne-am împăcat. A fost o colaborare cât am stat la dânsul, repet, de o profunzime unică. În fiecare seară ne adunam și povesteam tot ce s-a petrecut într-o parohie mare, cum era Bacău. Ne povesteam toate în așa fel încât toți cunoșteau problemele celorlalți și încheiam ziua făcând rozariu în curte. A fost timpul cel mai frumos din viața mea. Am reușit acolo împreună cu părintele să cunosc toate tainele pastorației. Mi-a acordat încredere, nu numai mie, tuturor care eram. La un moment dat eram 4 vicari acolo. Și zic, am venit la el cu toate inițiativele cele mai trăsnite pentru vremea aceea. Adică să facem cateheză cu tinerii. Era o chestie care nu se mai auzise. Și am găsit cu el posibilitatea ca să o facem.
mergeam duminica după amiază pe terenul de fotbal, acolo jucau băieții o partidă, fetele făceau galerie și ne opream la marginea terenului și am făcut acolo catehezele cele mai frumoase cu tinerii. Am făcut, spre exemplu, ziua bolnavului. Era greu pe vremea aceea să găsim mașini pentru ca să aducem bolnavii din tot orașul. Dar bunul Dumnezeu ne-a fost aproape. Nu a fost o sărbătoare mai emoționantă și mai plină de răsunet în oraș. Toată lumea știa de faptul acesta că bolnavii au fost aduși la liturghie, că au ocupat locul central în comunitate și că Părintele Decan a făcut o predică superbă despre rolul lor în biserică și multe alte inițiative pe care le-am avut cât timp a fost acolo, călătorii cu oamenii ne-au ajutat extraordinar pentru ca să ne cunoaștem și să ne sudăm. Am format în timpul cât am stat acolo o comunitate în care toți lucram pentru toți. Adică nu era nimeni care să se dea înapoi de a da o mână pentru ca să funcționeze tot ceea ce se petrecea în parohie. Un lucru deosebit de profund care m-a marcat pentru toată viața a fost modalitatea lui de a ne atrage atenția asupra greșelilor pe care le făceam. Și am făcut multe, dar nu reacționa niciodată sub impulsul mâniei. Aștepta să treacă o zi sau două și după aceea ne întreba cum înțelegem noi problema. Cu siguranță că era cea mai grea pedeapsă. Nu știam ce să spunem și nu știam cum să găsim justificare pentru un lucru care era clar neplăcut și care nu era de acceptat. Dar zic, maniera lui, atât de umană, de a interveni în corectarea noastră, a avut mai mult efect decât orice dispută și decât orice acuză. A știut întotdeauna să ne ierte și a știut să ne ducă întotdeauna într-o zi prin lună, mergeam în pădure pentru ca să ne simțim bine între noi. Da, îmi aduc aminte despre Părintele ca despre o icoană. Un om care a adunat în jurul lui toată mulțimea de noi locuitori în Bacău atunci când veneau din toate comunitățile din jur pentru un loc de muncă și pentru o locuință. Toți care veneau la Părintele Ierdeș erau primiți cu brațele deschise. Părintele Ștefan, decan, parohie de Bacău, Ierdeș. Ștefan, mi-amintesc cu dubioasă amintire, cunoscându-l încă din anul 1979, când a fost în sală paroh,
în parohia Bacău, decan dieceza de Iași. L-am perceput prin slujbe, bineînțeles, prin participarea ca emoriașa la slujbă, ca fiind un preot cu deosebit har, cu multă disponibilitate, cu multă socializare cu noi cei din jur, din biserică, și asta ne-a unit și ne-a făcut colaboratori în continuare și mai mult. Ținând cont de perioada aceea când biserica, credința încă era în persecuție, Părintele era în mijlocul nostru, ceva așa ca un înger, un har de plin, vedeam cum multă disponibilitate ne înconjura pe toți după slujbă și discutam. Participând la slujbe, am învățat multe la slujba oficiată de Părintele de Ștefan Erdeș, și anume că slujba o făceam, predicam în mod deosebit în contextul cuvântului evanghelic, sigur că da, cu multă, multă explicație practică, clară, pe înțelesul fiecăruia dintre cei care participam. Și am înțeles că de multe ori noi ne întrebam dacă nu putem să venim la atâtea slujbe, nu participam, tot Părintele spunea, învățați să veniți și să vă rugați cu pioșenie. Rugăciunea cea mai simplă este: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-mi pe mine păcătosul, fă inima noastră asemenea cu inima ta, fă inima mea asemenea cu inima ta. Este mult mai benefic să veniți și să stați 5-10 minute cât puteți la o slujbă, dacă vă rugați cu pioșenie, dacă sunteți concentrați pe subiectul respectiv și apoi plecând să dovediți practic, prin fapte, prin implicare față de cei din jur, față de cei nevoiași, față de cei în suferință, și să contribuiți și să ajutați. În acest sens, foarte mult m-am apropiat și toți din comunitate, pe Părintele Iasa Mântiră Ștefan Erdeș, și mai mult a fost debutul colaborării în sistemul Caritas, înființat în 1990, Caritas Național și Caritas Local, medici și medicamente, Caritas în spirit creștin. Și emoția a fost foarte mare când Părintele m-a invitat după o slujbă, spunându-mi, așa am perceput eu atunci mai autoritar, după o slujbă, întâlnirea de sub castanul în fața bisericii mici, Sfântul Paul, Sfântul Nicolae, urmează-mă și vină după mine. Eu am rămas foarte așa surprinsă, zic da, m-am întâlnit la birou acolo, mi-a explicat ce înseamnă că din inițiativa lui, a Părintelui, la fel de Iasa Mântire, Dumitru Pavol, nepotul Părintelui Pecan, s-a înființat sau dorea mai mult să se înființeze și să se dezvolte practic Caritasul și municipiul din orașul Bacău, Caritas, în spirit creștin, medici și medicamente. În acest sens a fost nevoie, desigur, Părintele a spus, noi reușim asta, tu fiind în domeniu, te rog, caută echipa profesională. Am rămas foarte surprinsă cum a zis asta și mai ales că am realizat ce înseamnă și menționez că această echipă trebuie să ofere voluntariat. Asta trebuie să discuți cu cei pe care reușești să-i găsești. M-a ajutat, desigur, foarte mult profesia și activitatea mea de farmacist primar inspector pe cei județe. Am colaborat cu foarte mulți medici, cu farmaciști. Am găsit pe plan local, deci în municipiu, 16 medici pe 9 specialități, cunoscându-i așa de aproape, explicându-le esența activității Caritas și care au acceptat să ofere minim 2-3 ore pe săptămână în locația unde s-a desfășurat Caritasul, în jur de 6-7 ani medical, pe strada Florilor, aici în Bacău. Am prezentat echipa interdisciplinară care am găsit-o, deci 16 medici și 2 farmaciști, eu și colegul Dumnezeu să-l ierte, Francesc Sechel, cu de săptămână părăsindu-ne, și am prezentat la birou medicii, grupa de medici pe care
cu care părintele a discutat, le-a explicat în sensul creștin ce înseamnă aceasta, medicii au acceptat, desigur, și am demarat activitatea practică. Nu ar fi fost lucru posibil cu aprovizionarea Centrului Sanitar Caritas cu medicamente, cu aparatură medicală, cu materiale sanitare, dacă nu se implica deosebit și părintele Dumitru Dabor, care în acea vreme profesa în Franța ca misionar, și prin disponibilitatea Sfinției sale și a poporului francez, primeam periodic medicamente și, așa cum am zis, aparatură și alte materiale sanitare. S-a desfășurat această activitate, desigur, 6 ani și ceva. Părintele e implicat permanent, părintele Ștefan Peldeș, în ajutorul săracilor și acelor aflați în nevoie și greutăți. Ne aduna pe toată echipa și ne-a organizat niște întâlniri cu alte centre Caritas din țară, respectiv, ne amintesc, Cluj, Oradea, Iași și București, pentru a ne cunoaște noi echipa care ofeream acest voluntariat și a ne îmbunătăți sau a ne conlucra reciproc în același scop. Deci, cum am precizat, s-a desfășurat această activitate atâția ani, aveau acces toți pacienții, indiferent de vârstă, indiferent de religie, precizez că 14 medici ortodoxi, doar 2 noi, 2 catolici, nu contau creștini, am avut colaborare perfectă. Eram foarte, foarte încântată municipalitatea, pacienții din municipiul, din județul Bacău, pentru această activitate benefică, mai ales că în acea vreme nu existau medicamente cum există acum sau cum mai lipsesc unele altele și se făcea o coadă, să spunem, mare, mare acolo, la cabinete și la noi la farmacie. Medicii au dovedit respect față de toată comunitatea noastră catolică, să spun aici, pentru că intenția organizarea de aici a pornit, de la parohia noastră, și pentru pacienții care nu reușeau să-i vadă în cele 2-3 ore dedicate, îi chemau la cabinetele lor în continuare să vină în spital, în policlinică, fără a le percepe nicio sumă, fără a se înscrie că realizau cât au stat la coadă, la centru caritabil de pe strada Florilor, numărul 2. A fost ceva deosebit, emoțional, desigur, și mi-amintesc o vorbă a pacienților și, sigur, părintele Ștefan Iubeș. A trăit-o și amândoi am fost emoționați când, stând la o discuție tot profesională, sub la stană parohiei a bisericii mici, unde era întâlnirea afară după slujbe, au venit trecători prin curtea bisericii, vecini de la blocurile de aici, ne-au salutat, au salutat-o părintele cum se salută și noi. Am rămas mirați, ne uitam la ei și au dat seama acești pacienți că noi nu știm cine sunt ei. Sigur că la câți veneau acolo nu puteam să ne rămân cu imaginea fizică a fiecăruia. Și a fost cineva foarte inspirat în acel moment, în acei pacienți, și a spus: Părinte, nu dumneavoastră trebuie să știți cine suntem noi. Doamna farmacistă, nu dumneavoastră trebuie să știți cine suntem noi. Părinte, noi știm cine sunteți dumneavoastră, părinte de Cam Ștefan Iertăș. Ce faceți dumneavoastră pentru municipalitate o să rămână veșnic în amintirea noastră. Și adevărat că a rămas veșnic în amintire, părintele Ștefan Iertăș și părintele Dumitru Dabor, nu putem uita acest lucru, fiind o colaborare atât de unică. Și în continuare, iar foarte mult au ajutat colaborarea cu părintele decan emerit Isidor Dâscă, care a preluat după ieșirea Sfinției sale din Noaplica, din comunitate, și cu părintele episcop auxiliar Petru Sescu, cu care a continuat colaborarea și la nivel de Iași și Bacău, când Sfinția s-a plecat acolo. Ce să spun, a rămas și rămâne părintele o personalitate pentru sufletul nostru, a celor care l-am cunoscut,
cu personalitatea municipalității din Bacău și a județului, pentru că, de ce spun și a județului, părintele ne oferea săptămânal o mașină și mergeam cu medicamente în satele rurale, în comunele rurale, acolo, prin discuția cu cabinetul medical și cu medicii care erau acolo, am reușit să ajutăm pe foarte mulți pacienți și din mediul rural. A durat mai puțin pentru că, pe urmă, a intervenit colaborarea cu medicii de acolo de plet. Am făcut convenția cu medicii rurali sufletească, când vă trimiteți pacienții, le spuneți să intre primii la noi, la farmacie, la cabinet, pentru că, sigur, erau legați de când vine cursa, cum era atunci, cu ce plecăm înapoi, și pacienții din oraș erau foarte înțelegători, ieșeam și le spuneam, fiți înțelegători, asta e situația, iar noi stăteam și o oră și două, cât eram pus nevoie pentru pacienții din Bacău, ca să le creăm prioritate celor din mediul rural. Îi dorim fericire, îl rugăm pe Bunul Dumnezeu și sigur că este în Patria Cerească, sunt amândoi preoții noștri, Ștefan Erde și Dumitru Bacor. Ne rugăm pentru sufletele Sfinților și rugăm să mijlocească și pentru noi, să ne determine ca în această lume cât suntem pelerini pe acest pământ, să devenim mai buni, mai creștini, mai pe dorința veșnică, Patria Cerească, cum și întrește fiecare. Frumoase aceste mărturii pe care le-am ascultat, spuneam că mai am în context un mesaj, o mărturie a doamnei Mariana Cucu din Bacău și doamna Mariana ne spune așa: toți sunt unici, dar un muritor cu har de la Dumnezeu iese în evidență chiar dacă nu se văd flăcări deasupra lui. Avea capacitatea să-ți spună într-o frază, de multe ori chiar într-o propoziție, soluția pentru problemele cele mai grave, probleme pe care le întâmpinai și care erau imposibil de soluționat. Colabora la orice nivel și reușea să relaxeze situația. Îmi amintesc că făcea personal pregătire pentru prima împărtășanie și nu se ocupa doar de catehism, ci acoperea tot ce ține de formarea unui om. Cu siguranță sunt câteva dintre mărturiile pe care le putem găsi despre părintele. Dacă ar fi să mergem numai la Bacău Centru, am găsit poate mii de mărturii, dar căutăm prin aceste câteva mărturii să îl descoperim pe părintele, să vedem de ce a fost important. Și în timp ce urmăream aceste mărturii, am văzut că părintele Iosif dorea să mai adauge ceva. Părinte, mărturia dumneavoastră despre părintele? Mi-amintesc că în ultimii ani am călătorit mai mult cu părintele Ștefan, părintele decan, cum era el numit, și la Butea și în diverse alte ocazii. Îl însoțeam și povestea diverse așa, amintiri din trecut, dar ce m-a mișcat, deseori avea rozare la el. Și chiar uneori când îl vizitam la Bacău, ori cu breviar, ori cu altă carte, citea. Deci, deși avea 70 de ani de acum, citea. Și asta a fost o provocare, să încerc să-i urmez exemplu. Apoi, de câțiva ani, mai mulți credincioși cer liturghii pentru părintele decan. Părinte, m-a ajutat, aveam niște necazuri mari, am mers acolo și m-a ajutat. Mă gândeam că avea inima mare, el care provenea dintr-o localitate, să spunem așa, Nazaretul Moldovei, un stat obișnuit, dar iată, a ajuns cu responsabilitate mare și știa să rămână aproape de cei nevoiași. Și am apreciat la el și colaborarea cu surorile care veneau la decanat. Amintesc prin 90-92 și Maica Tereza de Calcuta de două ori a vizitat Bacău și a fost foarte disponibil. A discutat cu sora lui, sora Josefa, și a găsit o cazare pentru Maica Tereza și povesteau surorile că n-au voie să stea pe pat, au voie să stea jos. Interesant, el era obișnuit cu sărăcia, cu simplitate și au stat pe niște saltele, în fine, la acea casă a surorilor. De asemenea, pe sora Josefa a ajutat-o mult în sensul că aveau nevoie de o mănăstire, s-au găsit sursele de finanțare, dar trebuia o coordonare și atunci părintele Ștefan a făcut efort la casa de la Izvoare, apoi și la casa surorilor de la Barați, a găsit colaboratori și de peste hotare care au ajutat și s-au făcut acele case și iată,
zeci de persoane consacrate care sunt acum în țară. Una dintre cele surori a fost chiar responsabilă mondială a surorilor asumționiste. Iată, fac cinste diecezei țării și la fel și casă de copii din Barați a îngrijit zeci, sute de copii care au ajuns acum oameni mari. Chiar cineva era preot, a ajuns de la acea casă. Deci, atât îi mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut părintele și pentru decanatul Bacău, dar și pentru toți pe care i-a întâlnit. Cum să-și îl amintească telespectatorii noștri pe părintele Ștefan Erdeș după discuția din această emisiune? Eu am notat aici în articolul pe care l-am pus în revistă, părintele Ștefan, un părinte al tuturor. Era ca un bunic când venea la Butea pentru toți cei mici, pentru toți cei de acolo. A păstrat simplitatea. Era un tată, un paroh și un decan pentru preoții care au fost, iată, la Bacău Centru și pentru toți pe care a întâlnit. Și cum spunea episcopul Petru Gherghel, a fost ca un paratrăsne pentru multe probleme ale timpului. Părintele Ștefan a găsit soluție și a ajutat pe toți cei pe care a întâlnit. Vă mulțumesc mult pentru această mărturie și pentru această discuție. Noi ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii noastre, dar aș dori înainte de încheiere să-l întreb pe părintele Aloiz de ce este important să păstrăm vie memoria părintelui Ștefan Erdeș. Nu trebuie să uităm trecutul ca să clădim prezentul și să ne facem planuri pentru viitor. Iar părintele Erdeș a reprezentat într-adevăr un stâlp. Un stâlp al bisericii noastre în vremuri grele și așa cum este și titlul acestei broșuri, este și a fost un harnic lucrător în via Domnului. Și aș face comparație cu pilda talanților. Părintele a primit mulți talanți, i-a investit și iată, a adus mulți alți care rămân și să-i valorificăm și noi mai departe. Vă mulțumesc și dumneavoastră, părintele Aloiz Molaru, pentru discuția frumoasă pe care am avut-o și pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Cu mult drag. Dragi telespectatori, noi am ajuns la finalul emisiunii noastre, aceste ediții a emisiunii Sub semnul crucii. Am descoperit astăzi o persoană, un preot, și anume părintele Ștefan Erdeș, fost decan de Bacău, paroh de Bacău, dar un tată pentru fiecare, un preot pentru cei care veneau la el. Căutăm să păstrăm vie memoria acestei persoane și căutăm pe cât posibil și în viața noastră de zi cu zi, atunci când avem posibilitatea să imităm exemplu și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Căutăm să ne inspirăm din viețile altor persoane și căutăm să rămânem persoane bune, persoane care fac binele. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul crucii. Până atunci, toate cele bune!